Angajații Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Maramureș sunt angrenați în această perioadă într-o amplă acțiune de verificare a cererilor și suprafețelor pentru care fermierii din județ au cerut subvenții în primăvară. În județul Maramureș există un eșantion de control de 1757 de ferme, dintre care 270 sunt la control clasic pe teren, cu o suprafață de peste 9000 de hectare și 1487 de ferme la controlul prin teledetecție cu peste 5000 de hectare în total. Sunt controle obligatorii înainte de efectuarea autorizărilor la plată. Pe lângă aceste controle pot exista și controle ocazionale sau controle cerute prin diverse metode sau provocate de anumiți factori, cum ar fi reclamații, sesizări. Până acum au fost verificate mai bine de 300 de ferme prin control clasic pe teren. Datele pentru teledetecție au fost exportate de aparatul central către prestatorul de servicii, care la această dată face interpretarea fotografiilor aeriene cu suprafețele producătorilor agricole, a agricultorilor, urmând ca până la finele lunii, ne gândim noi că până la finele lunii octombrie, să reușim să ne apropiem de finalizarea controlelor clasice pe teren și să primim rezultatele de la teledetecție. Potrivit directorului APIA Maramureș, tot în această perioadă se fac și controlele administrative în baza de date. Fermierii maramureșeni sunt sfătuiți să accepte controlele inspectorilor APIA, așa cum de altfel s-au angajat atunci când au solicitat sprijin financiar. În caz contrar, riscă să fie excluși de la plata subvențiilor.